De ce plâng? De ce sunt trist? M-am născut în sărăcie. Am părinți, dar ce folos? Când la tot ce vreau și vreau, ei îmi spun că n-au și n-au. O, părinții mei sărmani, toată ziua plâng și ei. Plâng că nu au timp, nu bani. Bani avem destui. Uite, sunt îmbrăcat frumos. Eu vorbesc de ceva mai prețios. Timpul ăsta mi se pare că e mult mai valoros. Știți, nu sunt mare filozof, însă am și eu un ochi. Când vreau să înțeleg un pic de ce sunt așa de mic, de ce bâzi e albina, soarele de unde vine, tata e mai mult plecat, n-are timp și pentru mine. Cine oare să-mi arate cum se face zi și noapte, sau ce înseamnă imponderabilitate? Mama n-are timp de vorbă și înțeleg că venind de la servici, are timp atât, de o ciorbă. Acum știți de ce sunt trist. M-am născut în sărăcie. Dar vă rog, poate cineva să știe unde se găsește oare timp destul și de vânzare? Și cât costă un kilogram?